Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor, la știrile TVT. Luna bogată pentru bugetul local, veniturile încasate la nivelul Direcției Generale a Finanțelor Publice au atins pragul de 50 de milioane de lei. Suma încasată la bugetul asigurărilor sociale de stat a fost de 22,4 milioane lei, în creștere față de august 2011. La bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate, suma încasată a fost de 8,2 milioane lei, în ușoară scădere față de august 2011. La bugetul asigurărilor pentru șomaj, suma încasată a fost de 0,7 milioane lei, în creștere față de august 2011. Veniturile realizate în august 2012 de Direcția Generală a Finanțelor Publice, Vaslui, au fost în sumă de 49,9 milioane lei, în creștere cu 3,5% față de cele din august 2011. În cadrul bugetelor, evoluția încasărilor este următoarea. La bugetul de stat, veniturile încasate au fost de 18,6 milioane lei, mai mari cu 8,7% față de cele din august 2011. De asemenea, în luna august, bugetul de stat a fost suplimentat cu aproximativ 2,5 milioane lei, urmarea controlelor efectuate la 99 agenții economici din județ. Sumele suplimentare de plată stabilite reprezintă în principal diferențe de TVA și accesorii în valoare de 1,7 milioane lei, diferențe de impozit pe profit și accesorii în valoare de 0,7 milioane lei și impozit dividende în valoare de 47 mii lei. Pentru încălcarea unor acte normative, inspectorii fiscali au aplicat pe parcursul verificărilor 12 amenzi contravenționale în sumă de 15 lei. Amenzile s-au aplicat în general pentru nerespectarea reglementărilor legale de întocmire a documentelor contabile, nedepunerea în termenul legal a declarațiilor fiscale și neplata la termen a obligațiilor fiscale, nedotarea și neutilizarea conform prevederilor legale a caselor de marcat. Pentru că au absentat de la orele de curs, zeci de elevi din județ s-au trezit cu alocațiile pentru susținerea familiei suspendate sau diminuate. Cele mai multe cazuri de acest gen au fost înregistrate în semestrul al doilea al acestui an. Conform prevederilor legale, acest drept poate fi diminuat sau suspendat în cazul în care copiii absentează nemotivat de la școală. Astfel, articolul 28 din lege prevede că în cazul în care se constată absențe nemotivate pe parcursul unui semestru școlar, cuantumul alocației se diminuează proporțional cu numărul absențelor, respectiv cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de maximum 10 absențe și cu câte 50% pentru un număr de maximum 20 de absențe. Într-adevăr, este o situație mai delicată. Domnul știți, legea 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei este singurul act legislativ, să zicem așa, care încearcă să impulsioneze prezența copiilor la școală. Chiar dacă în semestrul 1 pentru anul de învățământ 2011-2012 au fost diminuați sau au fost diminuate aceste prestații la 6-18 familii, iar suspendate au fost 6-35 de familii. Pentru semestrul 2 al anului 2011-2012, din păcate, numărul atâtea suspendărilor cât și a diminuilor la frate s-au dublat. Avem 1100, cu aproximativ 1100 de suspendări și în jur de 1200 de diminuiri la alocația pentru susținerea familiei. În opinia conducerii Agenției de Plăți și Inspecție Socială, această lege i-a impulsionat pe părinți să fie mai interesați de prezența copiilor la școală. Pentru a remedia situația, staful instituției intenționează să ia legătura cu inspectoratul școlar pentru a descoperi cauzele concrete ale absenteismului în rândul elevilor. În ultimele zile, pe raza județului Vaslui, în mediul rural, au avut loc două evenimente rutiere grave, soldate cu două persoane decedate. Cauzele acestor accidente de circulație au fost neatenția în conducere și nerespectarea normelor rutiere de către un căruțaș. Un tânăr de 20 de ani conducea o auto-utilitară din direcția Vaslui către comuna Tănacu. Tânărul a efectuat manevra de depășire a unui autovehicul staționat, iar la revenirea pe sensul său de mers l-a acroșat pe un bărbat de 21 de ani din comuna Muntenii de Sus, care se deplasa pe marginea părții carosabile. În ultimele 24 de ore, pe raza județului Vaslui, în mediul rural, au avut loc două accidente de circulație grave. Unul s-a produs pe raza comunii Muntenii de Sus, când un tânăr în vârstă de 20 de ani se afla la volanul unei auto-utilitare, iar în momentul în care a efectuat manevra de depășire a unui autovehicul staționat, la revenirea pe sensul său de mers, a acroșat un pieton, un bărbat în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe marginea părții carosabile. Echipajul ambulanței, sosit la fața locului, a constatat decesul tânărului, care suferise leziuni la nivelul capului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind de 0,61 mg pe litru alcool pur în aerul expirat.
De asemenea, pe raza comunei Găceni a avut loc un alt eveniment rutier grav în care a fost implicat un vehicul cu tracțiune animală. La efectuarea unui viraj pentru a intra pe un drum sătesc, căruța a ajuns în șanțul din partea dreaptă a drumului, unde s-a răsturnat. Din acest accident a rezultat decesul unui bărbat în vârstă de 55 de ani, pasager în căruță. Căruțașul a fost și el testat cu aparatul alcool test, rezultatul în acest caz fiind de 1,02 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Cel de-al doilea accident a avut loc pe un drum sătesc din comuna Gârceni. Un bărbat de 35 de ani conducea un vehicul cu tracțiune animală încărcat cu cocen de porumb. La efectuarea unui viraj la stânga pentru a pătrunde pe un alt drum sătesc, căruța a ajuns în șanțul din partea dreaptă a drumului și s-a răsturnat. Din accident a rezultat decesul unui bărbat în vârstă de 55 de ani. Și acum haideți să urmărim știrile pe scurt. Dintre cele 20.000 de surse de apă subterane folosite de populație sunt improprii consumului uman. Analizele de laborator ale probelor prelevate din diverse fântâni indică o depășire a majorității parametrilor fizici și chimici. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Vaslui, dintre cele 103 probe de apă prelevate de la începutul anului și analizate în laborator, 61 au fost declarate improprii consumului uman din cauza valorilor ridicate ale unor compuși fizico-chimici și biologici. Pe lângă prezența unor bacterii, cum ar fi Escherichia coli sau enterococii, în apa consumată de populație există o concentrație ridicată de nitriți și nitrați. Consumul de apă contaminată cu nitriți poate duce la intoxicarea gravă și chiar la decesul sugarilor sau al copiilor. În majoritatea localităților din mediul rural, apa din fântână este contaminată cu această substanță provenită din depozitarea haotică a gunoiului de graș și a latrinelor neimpermeabilizate din gospodării. De fiecare dată, acolo unde în urma analizelor s-au înregistrat depășiri ale parametrilor fizico-chimici, am făcut recomandări către primării să interzică populației consumul de apă din respectivele surse, a declarat directorul DSP Vaslui, Mihaela Vlada. Tirurile cu alimente sosesc greu din țările Uniunii Europene din cauza procedurilor vamale. Conform unei noi directive, acestea nu pot fi deschise la destinație decât în prezența gărzii financiare. Șefii Consiliului Județean Vaslui speră ca până la sfârșitul lunii toate produsele alimentare trimise de Uniunea Europeană să ajungă în depozitul instituției pentru a fi repartizate cât mai repede către primării. Potrivit legislației, aceste ajutoare comunitare ajung la beneficiarii de venit minim garantat, persoanele cu handicap, vârstnicii cu pensii sub 400 de lei și șomerii indemnizați. Noi deja am început să primim o parte din produse, dar acțiunea a pornit un pic cu stângul. Operatorul economic care aduce aceste produse este din Bulgaria și întârzie. A apărut și o noutate, aceste transporturi să fie sigilate la intrarea în țară și desigilate doar în prezența unui comisar de la garda financiară, așa că nu avem cum să asigurăm o livrare ritmică spre primării, ne-a declarat Gheorghe Stoica, secretarul CJ. Curtea Constituțională a decis să nu mai țină cont de vechimea muncă la depunerea dosarului de pensionare pe caz de boală. Toți cei care au afecțiuni ce le permite și ea din câmpul muncii o pot face mult mai ușor. Potrivit Curții Constituționale, pensia de invaliditate urmează să fie acordată în funcție de stadiul de cotizare efectuat de persoana care dorește să se pensioneze. Nu se mai ține cont de criteriile de până acum prin care o persoană trebuia să aibă un anumit număr de ani vechime, ne-a spus Vasilica Robu, director interimar al Casei Județene de Pensii Vaslui. În județ sunt puțin peste 14.000 de pensionari de invaliditate. Numărul lor a cunoscut o scădere dramatică în ultimii 2 ani din cauza înăsprii condițiilor de pensionare. Reprezentanții CJP Vaslui se așteaptă la un val de dosare de pensionare pe motiv de boală și atrag atenția că sumele primite nu vor fi prea mari. Dacă se face calcul după stadiul de cotizare, ne așteptăm la pensii destul de mici, a declarat Vasilica Robu. Vaslui susține că ideea este binevenită în condițiile în care mulți bolnavi nici nu mai puteau lucra, nici nu li se permitea să iasă la pensie. Vechile cărți de muncă sunt singurele documente în baza cărora foștii salariați pot ieși la pensie. Chiar dacă au fost supuse mai multor operațiuni opresive, preluarea datelor, scanarea și apoi desființarea, doar cu tradiționalele carnete se poate face dovada vechimii muncă. Arhiva electronică referitoare la vechimea muncă anterior date de 1 aprilie 2001 nu este încooperabilă, iar mii de carnete nu au fost scanate nici până la această dată. Vaslenii care nu și-au predat cărțile de muncă la Casa Județeană de Pensii Vaslui pentru a fi scanate pot ieși la pensie fără nicio problemă. Chiar dacă termenul final al operațiunii de scanare a fost luna noiembrie 2011, circa 4.000 de cărți de muncă nu au mai ajuns să fie fotografiate. Zero lei, atât va primi Comuna Drânceni în urma rectificării bugetare aprobate prin ordonanța 13 din august 2012, cel puțin din fondurile împărțite de Direcția Generală a Finanțelor Publice. Cele mai mari sume le vor primi prin aceeași alocare comunele Zorlen, Berezen, Dragomirești, Puiești sau Vindirei, ceva peste 300 milioane lei fiecare. Din totalul sume de 35,89 miliarde lei care vor ajunge în județul Vaslui în urma rectificării bugetare, direcția va distribui direct către comune mai puțin de jumătate, respectiv 16,76 miliarde lei. Restul de 19
12,13 miliarde lei, rămân la latitudinea Consiliului Județean Vaslui cu privire la felul în care vor fi împărțiți pe unități administrativ-teritoriale. La ultima rectificare de buget, conform ordonanței 13/2012, în județul Vaslui va ajunge pentru echilibrarea bugetelor locale suma de 35,89 miliarde lei, provenită din cotele defalcate din impozitul devenit. Conform legii, 80% din această sumă este repartizată pe unități administrativ-teritoriale de către direcție, restul de 20% urmând a fi repartizați către Consiliul Județean Vaslui prin hotărâre de Consiliu. Continuăm cu știrile. Ediția 10 a Târgului Meștelor Popular a debutat în cursul zilei de astăzi în Parcul Copou din Vaslui. În Parcul Copou din Vaslui a debutat astăzi cea de-a 10-a ediție a Târgului Meșterilor Populari. Manifestarea desfășurată într-un cadru propice aduce în fața publicului numai puțin de 50 meșteri populari din centre cu tradiție precum Horezu, județul Vâlcea, Corun, județul Harghita sau Salva, județul Bistrița Năsăud. Este imitație după cultura cucuteni. Imitație în sensul că imităm formele, decorul, dar apoi intervine amprenta personală a artistului. Artistul fiind tatăl meu, el este baza, dar lucrăm în familie și mama, fratele, eu cu soțul, ce se moștenește. Sunt foarte încântat că toți meșterii invitați de noi, de Centru pentru Cultură Tradițională, sunt deja în Parcul Copou la aceste ore ale dimineții. Târgul are avântul necesar, se pare, pentru că deja vizitatori, deja vasluienii ne sunt alături. N-am nicio îndoială că pe parcursul celor trei zile toți cei interesați vor călca pragul Copoului, un spațiu atât de primitor, mai ales că noi suntem deja la a doua experiență și ediția precedentă a fost organizată de asemenea în Copou. Un eveniment care a debutat în anul 2003, a ajuns la o ediție, o cifră rotundă, a 10-a. Suntem entuziaști de faptul că tot mai multă lume întreabă de evenimentul organizat de noi. În cele trei zile ale manifestării, cei prezenți în cursul serilor în Parcul Copou se vor putea delecta cu spectacole folclorice, la care își dau concursul artiști cunoscuți în frunte cu îndrăgita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca. Pregătiri intense pentru începerea anului școlar 2012-2013 se fac în aceste zile și la școala gimnazială Elena Cuza din Vaslui. Și la școala gimnazială Elena Cuza Vaslui, fosta școală 4, ca și la celelalte instituții de învățământ din municipiul Reședință de Județ, pregătirile pentru anul școlar 2012-2013 sunt în toi. Anul școlar 2012-2013 va începe în școala noastră cu noutate și anume clasele pregătitoare, care sunt în număr de două și pentru care avem un personal specializat. Avem și dotări pe măsură, puteți să mergeți să le filmați, și cu 3 clase întâi, cu 65 de elevi. Pentru anul școlar care urmează vor fi două clase pregătitoare cu 42 de elevi și 3 de clasa întâi cu 65 de elevi. Toate cele 5 săli avem mobilier nou, adecvat vârstei fragede a copiilor care urmează apă și pragul școlii. Laboratoarele sau cabinetele sunt dotate cu tot ceea ce este necesar, inclusiv calculatoare acordate la rețeaua de internet. Toate clasele sunt curate, igienizate și așteaptă elevii și cadrele didactice. În categoria celor din urmă vor fi și 5 noi, un învățător și 4 profesori. Un tânăr în vârstă de 21 de ani din comuna Dragomirești, pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare, a fost identificat de polițiștii vasluieni și condus la arestul Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui, urmând ca în perioada următoare să fie extradat în Franța. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui, compartimentul urmăriri, împreună cu polițiștii Serviciului de Intervenție Rapidă și postului de poliție Dragomirești, l-au identificat pe un bărbat în vârstă de 21 de ani, domiciliat în satul Doagele, pe numele căruia autoritățile judiciare franceze au emis mandat european de arestare. Tânărul a fost prezentat la parchetul de pe lângă curtea de apel Iași, care a dispus reținerea pentru 24 de ore, iar în ziua de 6 septembrie a fost prezentat la curtea de apel Iași cu propunerea de arestare preventivă. Curtea de apel Iași a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 5 zile, urmând ca în acest interval de timp să fie întreprinse toate demersurile legale formalităților de extradare către Franța. Reținerea acestuia s-a făcut în baza semnalării emise de biroul Sirene Franța din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională. Bărbatul este acuzat de autoritățile franceze de comiterea de infracțiuni de jaf agravat de două circumstanțe, conform codului penal francez. În ziua de 4 august, împreună cu alte două persoane, bărbatul a pătruns prin efracție prin spargerea geamului unui magazin în incinta respectivă, aceștia fiind mascați, iar din interior au sustrat
atras diferite bijuterii, inele, brățări, cercei și ceasuri, bunuri a căror valoare se ridică la suma de 35.000 de euro. Haideți să vedem unde se află radarele pentru weekendul acesta. Urmează știrile din sport alături de colegul meu Ionuț Nane. Mătoși oameni de fotbal și-au dat cu părerea despre selecționate sau nu al lui Lucian Simoitan la echipa națională. Ultimul dintre ei este chiar finanțatorul galben-vesilor Adrian Porumboiu. Prezența sau nu a lui Lucian Simoitan la reuniunile lotului național au dus la multe și interminabile discuții pro și contra. Ultimele replici au fost cele ale antrenorilor Mircea Lucescu și Ladislau Boroni. Aceștia l-au criticat pe mijlocașul FC Vaslui pentru lipsa lui de angajament în unele meciuri. Cei doi au fost aplici contestatari și nu au ezitat să o declare. Astăzi și finanțatorul Adrian Porumboiu a fost de acord cu lipsa de combativitate din unele partide de care a dat dovadă Simoitan. Niciunul nu l-aș fi chemat în anumite momente la națională. Dacă nu înțelege nici acum în ceasul al 12-lea ce trebuie să înțeleagă, este treaba lui. E un jucător de excepție, dar care nu face pasul pe care l-așteptam de la el de vreo 12 ani, a declarat Adrian Porumboiu, referitor la actualul capitan al galbenverzilor. Mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de programele Televiziunii Total. Haideți să vedem care este starea vremii la acest sfârșit de săptămână. Domnilor și domnilor, aici punem punct știrilor. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți parte de un weekend cât mai plăcut, numai bine, la revedere!